Anul 2014 poate fi numit și anul marilor uniri. Da, nu vă uitați așa, nu mă refer la vreun slogan ieftin de campanie electorală. În anul 2014, politicienii noștri au fost mai uniți ca niciodată. Desigur, singurul lor scop a fost binele populației, binele nostru, al românilor. Sunt destui cârcotași care susțin că anul 2014 a fost unul al marilor conflicte politice. Dar nu e adevărat. Anul ăsta politicienii au fost mai uniți ca niciodată. Vă mai amintiți? Ce frumos! Crin Antonescu și Victor Ponta, PNL și PSD. Ce unire, ce comuniune, ce frăție pentru România! Au fost băieții ăștia doi mai uniți decât cârnatul de porc și iahnia de fasole de 1 decembrie. Mai uniți decât doamna Cristiana Anghel și greva foamei pe banii lui Voiculescu. Decât Mircea Băsescu și sacul de bani de la Bercea Mondial. Întotdeauna, întocmai și la timp, cum se zice în armată, unul în sprijinul celuilalt, din acest motiv, suntem doi oameni, pur și simplu, nu doar doi lideri politici, care avem încredere unul în altul și suntem prieteni. Și acest lucru nu-l schimbă nici Băsescu, nici propaganda lui, cât vom trăi. Dacă la un moment dat, după foarte mulți ani, s-ar putea să fiu cu Crin Antonescu în alte tabere politice, asta nu va afecta cu nimic prietenia mea pentru el. Dacă nici asta nu e unire, sigur, a urmat despărțirea, dar și asta s-a făcut tot din dorința de a realiza alte mari uniri. PNL s-a unit cu PDL, prezentându-se acum electoratului sub o singură siglă, cea a liberalilor. Cum să nu-ți crească inima atunci când vezi dușman de moarte lăsând totul la o parte și iubindu-se ca doi adolescenți? Cât sunt eu președintele acestui partid? Niciodată nu o să închei un pact de coabitare cu Antonescu. Nu eu. Am fost coleg de partid și subordonat al lui Ion Iliescu în 1990, ci Traian Băsescu, Emil Boc, Vasile Blaga. Nu-i fac ochi dulci lui Crin Antonescu. L-am văzut la Cotroceni două luni de ce în stare. Să le spun acești direct oameni, domnule Dumitrescu, decât niște parveniți ai puterii. Hoții! Hoții! Hoții de la PNL! Și avem și o unire care nu s-a destrămat indiferent de vicisitudinile vieții. Unirea lor este atât de trainică încât nu a putut fi destrămată de nimeni, nici măcar de procurori.